Bună ziua, eu sunt Ana și astăzi vreau să vă arăt patru cărți. Una dintre ele deja am citit-o, trei sunt pe lista mea de a le citi cât mai curând. Sper să reușesc să le citesc cât mai curând. Astea sunt și să vă arăt puțin numele lor, de ce sunt scrise, câte pagini au și poate să vă citesc puțin de pe spate. Începem cu prima carte, Spioana, scrisă de Constantin Virgil Gheorghiu. Are 406 pagini. Această carte a fost scrisă de Constantin Virgil Gheorghiu după hirotonia sa în 1963 ca preot al Bisericii Ortodoxe Române din Paris. Spioana rămâne în viziunea criticii literare franceze, că după aia a fost tradusă în română, romanul cel mai izbutit al consacratului autor român. Fresca unor realități românești deloc îndepărtate de zilele noastre, Spioana e cartea în care Gheorghiu și-a asumat atât rolul de narator obiectiv, cât și de personaj atipic al cărții, cunoscător al unor adevăruri exprimate răspicat în lumina adevărului absolut. Sper să o căutați, să o citiți și să vă placă. Următoarea carte este scrisă de preotul Constantin Coman, De ce postim? Sau eliberarea de noi înșine. Are 174 de pagini, e micuță, uitați, e foarte micuță, pagini micuțe, ușor scrisă, dar cred că foarte ajutătoare. Pentru tot anul, nu doar de Paști sau de Crăciun, pentru tot anul. Uitați ce spune aici. Accentul cade pe motivarea postului. De aici și întrebarea, de ce postim? Completarea titlului, Eliberarea de noi înșine, este răspunsul la întrebare. Postim pentru a ne recâștiga libertatea, eliberându-ne de propriile limite, slăbiciuni, impulsuri, patimi. Postim pentru a ne păstra sau crește libertatea și odată cu ea capacitatea de a iubi. Sper să vă atragă, să vă ajute, să vă dea liniște și să nu vă pară rău că ați citit-o. Eu cred că e foarte interesantă și foarte ajutătoare. A treia carte se numește O muscă în Sfântul Munte. E o poveste tulburătoare despre descoperirea credinței. Este scrisă de Vasilis Frangopoulos. Nume grecești. Această carte are 295 de pagini și zice așa: Ascultă, deci, un cuvânt care nu e rod al înțelepciunii mele, ci al unui bătrân foarte luminat. Dacă vezi lucrurile cu ochii unei albine, pe toate le vei vedea ca mierea. Dacă însă le vezi cu ochi de muscă, pe toate le vei vedea murdare. Mentalitatea de albină, mentalitatea de muscă. Zicând aceste cuvinte, starețul se ridică, socotind discuția încheiată. Iorgos s-a ridicat și el și s-a îndreptat spre ușă. Înainte să iasă, s-a oprit și, întorcându-se, a zis: Dacă pui o albină într-un grajd, o să plece, fiindcă nu va găsi nimic de folos. Dacă pui o muscă în stup, albinele or să o omoare. Se va vedea că sunt după felul în care voi pleca de aici și când voi pleca. Când a rămas singur, bătrânul cu părul alb s-a așezat înaintea icoanei Maicii Domnului și cu voce frântă șopti: Împărăteasa tuturor, o muscă a intrat în grădina ta. Tu care alergi grabnic înaintea oricărui te cheamă și împărtășești durerea noastră a tuturor, mijlocește la fiul tău să-l miluiască. A pierdut calea, să nu-și piardă și sufletul. O călătorie în muntele Athos, între zidurile Sfințeniei Îngerești și sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului. O poveste tulburătoare despre depășirea certitudinilor umane și descoperirea adevărului. O fascinantă căutare lăuntrică, istorisită cu talent, umor și sensibilitate. Iar aici, pe copertă pe dinăuntru, scrie: Lectura acestei cărți constituie o binefacere atât pentru cititorul familiarizat cu lumea credinței, cât și pentru cei mai puțini apropiați de spațiul bisericii. Să citești nu face rău nimănui. Îndeseobi, cei care nu s-ar apropia cu ușurință de o carte cu conținut teologic vor avea neașteptata surpriză a unei lecturi parcurse dintr-o răsuflare care te introduce treptat, cu măestrie, într-o lume plină de frumusețe și taină. Din paginile cărții, dominate de dialoguri savuroase, cititorul, mai mult sau mai puțin sceptic, află răspunsuri pertinente și cu
cuceritoare prin frescul și justeția lor la întrebările mereu actuale cu privire la existența lui Dumnezeu, iar cel deja credincios redescoperă un univers pe care îl credea cunoscut, învățând modul de a purta un dialog cu cei care nu împărtășesc convingerile. Această extraordinară carte constituie un prilej pentru fiecare cititor de a trăi propria minune pe tărâmurile credinței. Aceasta este cartea, sper să o căutați, să vă placă și chiar cred că e o poveste foarte interesantă și foarte bună pentru orice fel de cititor. Și a patra și ultima carte pe care eu am citit-o de curând și mi-a plăcut foarte mult. Mie mi se pare că are răspunsuri și la problemele actuale și la lucruri pe care le vorbim cu ceilalți sau nu le vorbim cu ceilalți, la lucruri care ne trec prin cap, care de multe ori ne gândim mult la ele sau nu ne gândim, lucruri simple, mai complicate, ușor explicate, frumos, cu căldură, cu blândețe, dar și cu o mână puțin așa mai tare ca să ne ajute și să ne țină puțin mai bine în lumea asta. Cartea se numește Eu și cel de lângă mine. Este scrisă de arhimandrit Simeon Craiopoulos și are această carte are 308 pagini. Copacii dintr-o pădure deasă, încercând să se înalțe către lumină, devin subțiri și cu tulpina dreaptă, așa sunt ei făcuți ca să crească mult și să dea lemn bun, fiindcă lemnul este de folos omului. Oamenii însă nu sunt făcuți așa, să încerce care mai de care să-și ridice capul deasupra celorlalți. Acest lucru îi face nefericiți și fiecare dintre ei realizează asta doar atunci când se ridică deasupra celorlalți și rămâne singur, că despre cât timp este cu ceilalți nu vede, dar îndată ce rămâne singur, realizează situația în care se află. Să văd dacă îl găsesc aici. Da. Am pus un semn de carte. Vreau să vă citesc puțin, foarte puțin din ea. Bine, cartea are foarte multe de spus, foarte bine scrise, foarte pe înțelesă fiecăruia. Depinde fiecare ce moment are în viață. Dar suntem foarte individualiști. Mult s-a stricat omul astăzi și nu știu cum se va vindeca. Oricâte lucruri bune am spune și cu toate că toți intuim într-o oarecare măsură că sunt bune, în cele din urmă nu ne folosesc. Cu oamenii se întâmplă ceea ce spuneam altă dată despre plante, care se îndoaie și se înclină spre dreapta sau spre stânga. Iei planta în mână și fiindcă este încă fragedă, o aduci în poziție verticală, însă rămâne acolo atâta timp cât o ții tu. Îndată ce o lași, se va pleca din nou spre dreapta sau spre stânga. La fel și omul astăzi și este impresionant acest lucru și trebuie să facem ceva să nu-l lăsăm așa. Aici zicem anumite lucruri și într-o oarecare măsură le acceptați, le acordați atenție, chiar dacă în acest moment mintea poate să vă fie și în altă parte, sunteți de acord oarecum cu ceea ce discutăm. Însă după ce terminăm, ne întoarcem la vechea mentalitate. Sau chiar și înainte să încheiem, avem aceeași mentalitate. Dar la nivel teoretic acceptăm ceea ce spunem aici, însă în practică lucrurile sunt diferite. Vă las pe voi să mai citiți din ea dacă va atrage ceea ce v-am citit puțin și de pe spate și ce v-am spus despre ea. Sper să vă atragă, să nu vă sperie că dacă este scrisă de un preot sau e o carte ortodoxă, este foarte ajutătoare. Deci să nu vă sperie, sper să vă atragă ca și celelalte, deci toate patru. Promit să mai revin și cu alte cărți. Nu știu când, nu promit o zi de publicare a niciun video și să ne vedem curând, să-mi spuneți ce cărți ați mai citit voi sau ce cărți vă atrag ortodoxe sau ajutătoare sau orice fel de lectură. O zi bună, pa, o zi faină!